Multă sperare. Grele. Am luat-o într-un nas. Salvarea. O venit, o luat-o la scută. Dorim să le construim o casă nouă. Maria, Andrei, hai la masă! Când ați venit și mi-a spus că faceți o casă, mă bucuram puțin, dar dacă era mama, mă bucuram mai mult. Thank you.
Aproximativ pe ea. De ceva vreme am mutat familia la domnului Leon în casa aceasta. Astăzi a venit să filmăm o zi normală din viața lor, din nou acasă. Ne-am așteptat împreună cu toți să ne bucurăm de evenimentul ăsta și de momentul ăsta frumos. Însă uitați-vă că nici măcar interviurile nu e frumoasă, pentru că îi dați seama de lucruri, indiferent de casa în care ai mutat. Indiferent de condițiile pe care le avem ca și oameni, pierderea unei mari lasă în suflet răni adânci. Suntem aici, probabil că imaginea o să vorbească mult mai mult decât putem noi să exprimăm. Veți vedea imaginele astea frumoase din casa aceasta. Noi am reușit să facem aici condiții mai bune, spațiu mai mare. Însă n-am reușit să luăm ceva din sau să aducem ceva. N-am reușit să o aducem pe mama. N-am reușit să acoperim durerea în sufletul lor. Dar vreau să vă spun că dumneavoastră, cei care ați donat, prin aportul dumneavoastră financiar, ați reușit să acoperiți puțin din durerea acestei familii. Acasă, mare, au venit pe familia noastră, dar Dumnezeu ne-a ajutat pe puterea oamenilor cu suflet mare, care au donat, le mulțumesc, nu îi cunosc în primul rând, că n-am de unde să știu, dar ei să știu, eu le mulțumesc din suflet, cum o ajutați pe noi să-i ajute Dumnezeu pe ei. N-am spus la nimeni, Dumnezeu v-a trimis pe dumneavoastră și pe oamenii care mi-au ajutat. Ia, Leon, cât a trecut de când a plecat soția? 2 ani jumate. Nu se poate uita așa de repede. V-am spus că vă copiii, că știu că de mici o rămas arată că e, nu i-o văzut deloc. Și când trăgă mamă, ți se rupe sufletul când i-a auzit. Ei nu pricep să arate acum. Dar de Dumnezeu și mă rog la Dumnezeu să mă țină în putere, să-i văd mai mari, că e foarte greu. Să pun munci și pentru ei, cum i-am ajutat și de ăștia cu ce-am putut, eu m-am lăsat pe mine ca să pot să-i ajut pe ei. Mi-a spus că faceți o casă, m-am bucurat puțin, dar dacă era mama, m-am bucurat mai mult. Era bine că dacă era ea și ne ajuta, făcea orice pentru noi, să-i vin la toți. Încerc să-mi iau putere și să-mi amintesc mama, dar este foarte greu. De deja la 2 ore apar, ca mama, ea se ocupă cu curățenie, cu spanatul, cu mâncarea, cu copiii. Diferența între casa în care a locuit și aceasta este foarte mare, deoarece avem baie, cu condiții acolo nu aveam,
bucătărie, acolo trebuia să plătesc dormitor. Avem dormitoare suficiente, acolo suntem mai îngrămădiți, multe condiții pe care acolo nu le aveam. Aici ești mulțumit, în primul rând, casa este izolată, casa este spațioasă și îi cu centrală caloriferii, geamurile, termopan, nu intră frig, acolo, la casa vechi, ușurile de lemn, cum era înainte, geamurile de lemn, sobii, trebuie păcupoc în fiecare cameră, cum stătem cu copiii, stătem cămirile, apă caldă, și la baie, și la cafetierii, la orice, și la spalat. Ai făcut un box, ai pestită, toate condițiile necesare. Din toată casa care am avut-o, care este locul tău preferat? Bucătăria, cameră și baie. Bucătăria. Mă bucur că în casa asta am venit să-mi fac temele. Mă bucur că e frumos și s-a construit. Și a ieșit frumos. Pentru mine, un miros de cer înseamnă un ajutor enorm și m-am bucurat foarte mult. Nu cred că pot găsi cuvinte ca să le răsplătești și să le transmit bucuria mare care m-a făcut-o. Dumnezeu să le răsplătească în zecit. M-a făcut o mare bucurie. O asociație cu suflet mare, cu oameni care s-au gândit fac un bine. Oameni cu putere. Am rămas foarte uimit când am ajuns la casa domnului Leon. Noi am construit doar casa. Restul ce vedeți, foișorul, gardul, toate celelalte, le-au construit ei. Asta ne bucură pentru că vedem în ei o familie responsabilă și chiar ne bucurăm de asemenea. Mulțumim tuturor care ați fost aproape de noi. Noi o să ne retragem, dar lăsăm aici ceva. Dar totodată pe lângă ceea ce lăsăm aici, vrem să vă transmitem și dumneavoastră Dumnezeu să fie cu voi, să aveți parte doar de bucurii și de bine. La revedere, sănătate!